Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre incidentul OZN de la Westall, prima fotografie autentică a unui obiect zburător neidentificabil. Dacă s-a dorit de-a lungul istoriei mușamalizarea existenței extratereștrilor, atunci s-a și ales cea mai bună soluție în acest sens, aruncarea subiectului în derizoriu prin ridiculizarea oricărei relatări. Pe scurt, cine pretinde că a văzut un obiect zburător neidentificat, OZN, este luat peste picior și etichetat drept un om cu probleme la mansardă. Iar asta când vorbim despre oameni de rând, pentru că atunci când martorii oculari provin din rândul piloților, aceștia au mult mai mult de pierdut. Concret, își pot pierde dreptul de a mai zbura, fiind retrogradați de la job în spatele unui birou. Sau, mai rău, își riscă viața. O astfel de pedeapsă a primit Kenju Terauki, capitan la bordul zborului Japan Airlines 1628. Vorbim despre un avion Boeing 747-200F, care timp de 50 de minute a fost acompaniat de un OZN de mărimea două terenuri de fotbal. Incidentul a fost văzut de Terauki și de copiloții Takanori și Tamefuji și Yoshio Tsukuba, iar OZN-ul a apărut atât pe radarul civil cât și pe cel militar. Chiar și așa, pentru că a vorbit despre acest incident în cadrul unei conferințe, Terauki a fost retrogradat la un post în spatele unui birou, iar asta în ciuda faptului că avea peste 10.000 de ore de zbor. Abia după câțiva ani a fost reactivat ca pilot. Dacă de obicei un OZN este văzut doar de câțiva oameni și fotografiile, în rarele situații în care există, sunt de foarte proastă calitate sau chiar dubioase, datele problemei se schimbă radical atunci când vorbim despre incidentul petrecut la școala din Westall, o suburbie a orașului Melbourne, Australia. Incidentul OZN de la Westall a avut loc la 6 aprilie 1966, în Melbourne, Victoria. Mai exact, povestea s-a petrecut în dimineața zilei de miercuri 6 aprilie 1966. Atunci, mai multe OZN-uri, numărul lor variază de la 1 la 3, în funcție de mărturiile adunate, au zburat deasupra școlii și au fost văzute de 200 de martori oculari din rândul elevilor și cadrelor didactice. În data de 6 aprilie 1966, la aproximativ ora 11, elevii și un profesor de la Westall High School, acum Westall Secondary College, au raportat că au văzut un obiect zburător, descris ca o embarcațiune în formă de farfurie gri sau verde argintiu, cu o ușoară nuanță violet și cam de două ori mai mare decât o mașină de familie. Potrivit elevilor, obiectul a coborât, a survolat liceul și a dispărut în spatele unui pâlc de copaci. Obiectul s-ar fi deplasat într-o pădure de pini, într-o zonă cunoscută sub numele de Grange, acum o rezervație naturală. Aproximativ 20 de minute mai târziu, obiectul ar fi reapărut, a urcat cu viteză și a plecat spre nord-vest. Unele relatări descriu obiectul ca fiind urmărit de 5 avioane neidentificate. OZN-urile au fost acompaniate de 5 avioane militare care, potrivit relatărilor, au făcut manevre disperate în încercarea de a goni OZN-urile din zona respectivă. Degeaba însă, pentru că printr-o serie de manevre șocante, de care avioanele militare nu erau în stare, OZN-urile și-au păstrat distanța față de ele. Iar un OZN a zburat în direcția unei zone denumită The Grange, unde elevii și studenții erau duși de la școală pentru orele de educație fizică. Aici, obiectul zburător neidentificat a fost văzut aterizat pe iarbă de câteva fete care l-au urmărit de la școală. Printre ele s-a aflat și Tania, care provenea dintr-o familie de imigranți din Iugoslavia. La revenirea la școală, Tania, într-o stare de isterie, a fost preluată de o ambulanță și, începând de a doua zi, n-a mai venit la școala din Westall. Mai mult, întreaga ei familie a fost mutată peste noapte din casa în care locuia până atunci. Chiar dacă, după 55 de ani de la incident, Tania a fost găsită și abordată de Shane Ryan, cel care a realizat un documentar despre incidentul de la Westall,
ea n-a dorit să facă niciun comentariu și nu este de mirare pentru că în orele imediat următoare incidentului, toți cei de la școală, fie că erau elevi sau cadre didactice, au primit amenințări din partea autorităților care au împânzit zona. Pe scurt, profesorilor li s-a spus că își vor pierde locul de muncă dacă vor vorbi despre acest subiect, iar elevii au fost amenințați cu exmatricularea. Ziarul australian The Age a descris OZN-ul ca pe un balon meteo, obiect posibil balon, un obiect zburător neidentificat văzut ieri dimineață peste zona Clayton-Moorabbin, ar fi putut fi un balon meteo. Sute de copii și un număr de profesori de la Westall School, Clayton, au urmărit obiectul în timpul pauzei de dimineață. Biroul meteo a lansat un balon la Laverton la 8:30 și vântul de vest care sufla în acel moment ar fi putut să-l mute în zona în care a fost raportat obiectul. Ziarul a mai spus că o serie de avioane mici zburau în jurul său. Cu toate acestea, un control ulterior a arătat că niciun pilot comercial, privat sau RAF, nu au raportat ceva neobișnuit în zonă. The Sun și The Herald nu au menționat incidentul, dar au publicat desene cu farfurii zburătoare. Potrivit lui Kate Busterfield, un balon rătăcit din cadrul proiectului HIBAL cu baloane de mare altitudine, utilizat pentru a monitoriza nivelurile de radiații după testele nucleare britanice de la Maralinga, este o explicație probabilă. Busterfield a găsit documente în Arhivele Naționale și fostul departament de aprovizionare, care indică faptul că un balon de teste lansat de la Mildura ar fi putut fi deviat de la curs și a coborât în Clayton South, într-un padoc lângă Westall High School, alarmând și provocând confuzie la sute de martori oculari, inclusiv profesori și elevi. Busterfield a declarat că baloanele HIBAL au un aspect argintiu alb, o parașută și un tub de gaz, ceea ce este în concordanță cu descrierile martorilor obiectului. De asemenea, s-a raportat că după incident, bărbați în costume i-au avertizat pe martori să nu discute detalii despre exercițiul secret al guvernului. Potrivit scepticului Brian Dunning, balonul meteorologic este o explicație probabilă doar pentru prima jumătate a evenimentului. Dunning a adăugat că, pe măsură ce au trecut ani, descrierile a ceea ce s-a văzut de fapt s-au diluat cu descrieri inventate de un număr necunoscut de elevi care nu au văzut nimic și nu există nicio modalitate de a ști ce a fost cu adevărat și ce s-a adăugat. Deși unii martori au raportat 5 aeronave în jurul obiectului, anchetatorii nu au reușit să găsească nicio înregistrare a unui astfel de avion. Un aeroport local care se află la 4,76 km sud-vest distanță de școală a fost verificat, dar nicio aeronavă de pe acel aeroport nu a intrat în spațiul aerian. De asemenea, RAF nu a raportat nicio activitate militară în acest domeniu. Scepticii australieni au descris obiectul ca fiind un avion militar experimental. O reuniune a martorilor incidentului a avut loc la Westall Tennis Club Hall la 8 aprilie 2006 pentru a comemora 40 de ani de la incident. Un documentar de 50 de minute numit Westall 66, A Suburban UFO Mystery, a fost difuzat la televiziunea australiană pe 4 iunie 2010. La 21 ianuarie 2016, programul Studio 10 al Channel 10 Australia a difuzat un segment intitulat 21 ianuarie Melbourne UFO Mystery, 50 de ani în urmă, care a inclus interviuri în direct cu martori care erau copii la școala locală din Melbourne în 1966. Incidentul a fost prezentat și în Close Encounters, The Phenomenon, Fenomenul 2020, un film documentar regizat și coprodus de ufologul James Fox, include conținut legat de acest caz. Mult timp, prezidenții și părțile interesate au rămas derutați de ceea ce a avut loc în acea zi, teoriile conspirației indicând mai degrabă o mușamalizare guvernamentală decât o vizită extraterestră. Martorii oculari au găsit curajul de a-și relata povestea abia peste mulți ani, când au fost abordați de Shane Ryan. Shane Ryan și-a petrecut 14 ani din viață căutând răspunsuri la ceea ce a devenit cunoscut sub numele de incidentul Westall.
În acei ani, el a vorbit cu peste 400 de persoane care au susținut că au fost martori la incident și la vizitele ulterioare severe din partea autorităților. Peste 100 de relatări ale martorilor oculari despre incident au fost colectate de cercetătorul Shane Ryan din Canberra. El spunea că ideea conspirativă, cum ar fi prezența inexplicabilă a ofițerilor Departamentului de Apărare la fața locului, a ajutat la menținerea vie a poveștii. Știm că a existat un fel de implicare în forțele aeriene. Nu există nicio urmă de hârtie care să ne spună de ce erau acolo și ce făceau, a declarat Ryan. În documentarul realizat de acesta se vorbește despre o cameră confiscată de autoritățile australiene de la o profesoară și care apucase să tragă câteva cadre cu OZN-urile care au zburat deasupra școlii. Ceea ce nu știau autoritățile este că un OZN similar fusese văzut cu 4 zile mai devreme în aceeași zonă. Acesta a fost fotografiat cu un aparat Polaroid de James Kibel. Pentru a nu fi ridiculizat, Kibel a pus fotografia la dispoziția presei, dar sub protecția anonimatului. Poza sa a fost analizată în mod repetat și de fiecare dată s-a ajuns la concluzia că este autentică. După mulți ani, Shane Ryan a primit permisiunea lui Kibel de a-i dezvălui numele. Între timp, australianul a și decedat, însă fotografia surprinsă de el rămâne probabil cea mai bună dovadă vizuală a unui OZN. În timpul anchetei, Ryan a aflat și că martorii văzuseră 7 piloți care zburau deasupra pe cerul Melbourne, cu rapoarte că cel puțin un pilot ar fi urmărit OZN-ul. Până în anul 2019, când Shane Ryan a decedat, acesta a căutat răspunsuri la ceea ce a devenit, cum spuneam, cunoscut sub numele de incidentul Westall. O altă informație a venit prin faptul că cineva care locuia în Westall la acea vreme a spus că îl cunoaște personal pe unul dintre cei 7 piloți care se aflau în aer de pe aeroportul Moorabbin și au fost martori la ceea ce s-a întâmplat în acea zi, a spus Ryan pentru 9.com.au. El îl cunoaște personal pe singurul pilot care s-a apropiat cel mai mult de obiect și a încercat de fapt să-l urmărească. Acest bărbat este încă în viață și locuiește într-un azil de bătrâni, a mai spus atunci Ryan, care voia să ia legătura cu pilotul, în speranța că este dispus să vorbească despre ceea ce văzuse. Ryan a fost contactat în mod regulat de străini care pretindeau că au informații despre incidentul Westall. El a spus că a investigat toate sfaturile în încercarea de a le verifica. Când am început inițial cercetările, m-am gândit că voi putea să sparg această nucă într-un an sau doi și să ajung la fundul misterului, a spus el. O parte din această gândire a fost că, dacă a existat acest răspuns din partea autorităților guvernamentale, în măsura în care pare că a existat, trebuie să fie niște răspunsuri, a adăugat acesta. Rudele a doi foști lucrători ai Departamentului de Aprovizionare au luat legătura cu el pentru a dezvălui posibile legături cu Westall și anchetatorii accidentului de la Departamentul Aviației Civile. De-a lungul anilor au existat sugestii că incidentul Westall a făcut parte dintr-un program guvernamental numit Proiectul HIBAL sau HIBAL, care a funcționat în anii 1960 la Melbourne. Proiectul HIBAL a fost înființat pentru a eșantiona radiația din atmosferă, folosind baloane de mare altitudine. Ryan credea că HIBAL și alte scenarii meritau examinate chiar dacă doar pentru a le exclude. Din orice motiv, chiar și după toți acești ani, acea informație, acea documentație care ne oferă informații despre implicarea acestor agenții guvernamentale, despre care știm acum la acest nivel că a avut loc, pur și simplu nu este disponibilă publicului, a spus Ryan. Cred că asta ridică întrebarea de ce nu este disponibil publicului, a adăugat acesta. Potrivit căutătorilor online ale Arhivelor Naționale din Australia, Departamentul de Aprovizionare a existat, la fel ca și un Departament de Aprovizionare și Dezvoltare. Între 1939 și 1941, Departamentul de Aprovizionare și Dezvoltare a fost responsabil pentru furnizarea de muniții și producția de avioane.
O căutare a incidentului Westall nu a dat rezultate, în timp ce farfuria zburătoare a dat 28 de rezultate, deși niciunul nu a menționat în mod specific un incident din Melbourne din 1966. Phil Tierney, care avea 15 ani la momentul observării, a spus că își amintește că a văzut trei obiecte în formă de disc argintiu, în formă de farfurie, cu o cupolă în vârf. Ea susține că niciunul dintre aceste obiecte nu a scos niciun sunet. Nu aveam voie să vorbim cu mass media, a declarat ulterior aceasta. Ne-au spus tuturor să mergem la patru later. Directorul a fost ferm că nu am văzut nimic. Ryan a spus că martorii i-au spus că în 20 până la 30 de minute de la observare, armata și poliția au fost la fața locului, precum și două brigăzi separate de pompieri. Cred că există un element de frică implicat, a spus Ryan, care a răspuns la întrebările despre motivul pentru care nu s-au prezentat mai mulți oficiali. Pentru oamenii care erau acolo într-un fel de calitate oficială, fie că erau polițiști sau reprezentau o altă agenție guvernamentală, mi se pare că trebuie să li se fi spus ceva în acel moment și orice li s-a spus a rămas cu ei în toți acești ani, a adăugat Ryan. Pe lângă posibila îngrijorare cu privire la răzbunare, Ryan admitea că pentru unii putea intra în joc și teama de ridicol. Cred că cu cât se vorbește mai mult despre asta și cu cât se difuzează mai mult în public, cred că cu atât barierele se vor sparge mai mult. Așadar, prin filme și articole din mass media, cred că se face cunoscut și oamenii care au avut oarecare implicare și conexiune, ei văd asta și iau contact cu noi, a spus Ryan. Postul reporter al Dan Denong Journal, Des Carroll, a fost unul dintre puținii jurnaliști care au surprins povestea la acea vreme. Nu existau fotografii sau videoclipuri ale evenimentului misterios și nimic mai elaborat decât un desen de mână cu forma unei farfurii zburătoare care împodobea prima pagină a jurnalului la acea vreme. Explicația oficială oferită a fost că era doar un balon meteorologic. Dar Carroll a extras descrieri vii ale martorilor oculari ale acestor obiecte care au indicat ceva mai ciudat. În ciuda represiunii mass media din partea autorităților Departamentului de Apărare și a unui director de școală îngrozit. Profesorul Andrew Greenwood i-a descris la acea vreme domnului Carroll că farfuria se juca de șoarecele și pisica cu avioanele care o urmăreau. Carroll și-a amintit, copiii au fost încântați, plini de entuziasm, nu îngroziți. Mi-am dat seama ce mare zgomot a fost pentru ei. Carroll, acum în vârstă de 86 de ani și care locuiește în Castlemaine, își amintește că a fost chemat la liceu după o informare de la un stringer de la Clayton în acea zi. El a fost condus într-o zonă cu iarbă din apropiere unde se presupune că au aterizat obiectele. Iarba fusese presată într-un cerc mare și părea al naibii de impresionant, își aduce aminte Carroll. Teoriile pe acest subiect au înflorit, discuțiile despre un exercițiu sau un experiment militar american au provenit probabil din creșterea prezenței americane de apărare pe pământul australian și din vorbăria amenințărilor comuniste, a spus Carroll. Un fost membru al forțelor aeriene a considerat că incidentul a fost doar un exercițiu de practică militară. Dar i-am spus că nu există aeroporturi militare în apropiere, își amintește Carroll. Multe zile după aceea, Carroll s-a trezit exclus de la corespondența jurnalistică la alegerile federale care se profilau. Prieteni, în continuare, incidentul Westall rămâne un mister. Voi ce părere aveți? Un balon meteorologic sau să fi fost vorba chiar despre OZN-uri și extratereștri? Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!